battle, top 8, Catalin Trifan și Krasimir Stefanov, două Nissan RS13, Catalin Trifan V12 Turbo, aproximativ 700 de cai putere, Krasimir Stefanov un V8 Turbo. Iată, Catalin Trifan este lider, vă reamintesc, primul battle din top 8, câștigătorul acestui battle merge mai departe în top 4. Haideți să vedem, Krasimir Stefanov destul de în spate, iată că acum reușește să facă ceva proximitate față de Catalin Trifan. Un mult mai bun din ce văd eu aici pentru Catalin Trifan, însă arbitrii sunt cei care sunt decizionali în aceste battle-uri. Vedem acum și reluarea acestui prim tur. Foarte bine, Krasimir Stefanov la pressing. Doilea battle, de data aceasta Krasimir Stefanov este lider, Catalin Trifan follower. Iată, Catalin Trifan reușește să țină aproape încă după inițiere. Krasimir Stefanov foarte, foarte bine merge și el cu acel V8 Turbo, o diferență de vreo 200 de cai putere între cele două mașini. Însă am văzut ceva greșel pentru Catalin Trifan acolo. Să vedem ce spun arbitrii.